făcut, pur și simplu, unul desfăcut de orice obligație epistemică, pentru că sunt în primul rând cititor de romane și, evident, ceea ce mă impresionează este la suprafață și este ghidul meu în a evalua un roman. Ceea ce îmi place în mod evident, ceea ce mă atrage, unul dintre lucrurile care mă atrage, ține de o anumită rezistență la developare a unor personaje, care scandează o rezistență la developare a faptului istoric. Aceste două lucruri sunt într-o relație simbiotică, aș putea spune, pentru că o cronică de familie traversează în secțiune istoria cu majusculă, dar și deopotrivă o cronică a unei familii speciale, care este o familie științifică. Familia de cercetători pe care Dimitrie Gustie a reușit să o creeze cu niște relații extrem de coezive și de puternice, cu o rezistență remarcabilă în această coeziune, dat fiind faptul că aceste echipele Gustie au fost extrem de eterogene din punct de vedere al opțiunilor ideologice, chiar în condițiile radicalizării tinerei generații în anii 32-33, în perioada interbelică. Despre această rezistență la developare, din punctul meu de vedere, se poate vorbi doar în cazul familiei, nu familiei, a două personaje a surorilor Pantazot. Dar este absolut suficient pentru ca în roman să ai o doză de inefabil. Și aici este a doua chestiune, în principiul al paselor comunicate, în care prima curge într-un mod foarte firesc. Ceea ce este în orice istorie personală, mică istorie, istorie de familie sau o istorie a unei generații, devine interesant este tocmai această zonă greu de conceptualizat, de cuantificat, zona de inefabil, imponderabilă. Ce anume într-un traseu destinal produce o schimbare radicală, în aparență paradoxală, să spun. Într-un fel, Doina Jera, construindu-și un întreg eșafotaj determinist, pune un titlu care este, se bucură de o celebritate, efectul fructului, de o anumită celebritate, a zice, de natură publicitară. Nu vreau să fiu exhaustiv, dar o mică explicație aș da acestui titlu în contextul romanului, pentru că mi se pare alegerea, evident, destinală și pentru roman. Efectul fluturului spune de o anumită manieră că o bătaie de aripă de fluture undeva în Brazilia generează un uragan, să zicem, în Indochina sau China, în alt capăt al lumii. Ce vreau să spun lucrurile astea? Sunt două efecte aici extrem de importante. Odată ceva insignifiant creează un efect gigantic, major. De fapt, un raport inversat pe care al unei cauze minore, aproape invizibile, care provoacă însă un efect major, care provoacă ceva extrem de vizibil și, evident, tectonic, ceva care nu mai poate fi retras într-un fel. Dar identificarea acelui minor, acelui insignifiant, acelei imponderabile, este extrem de dificilă tocmai pentru că intră într-o zonă invizibilă, într-o zonă, zice, de inefabilă. Istoria prezintă astfel de situații. Istoriile personale prezintă astfel de situații. Iar Doina Jera merge în această direcție. Al doilea aspect, din Argentina sau Brazilia, în celălalt al capăt al lumii, o distanță imensă. A localiza cauza este extrem de dificil. Cu alte cuvinte, din întâmplător, acest roman este construit, de fapt, pe firul a patru investigații. Una dintre investigații este prezentă, tematizată, este cea a școlii sociologice a lui Dimitrie Gustie. Tinerii cercetători care merg să facă muncă de teren fără să știe că mulți vor plăti scump această expediție, dar fiind faptul că vor fi asociați ideologic cu anumită partidă politică.
lucrurile petrecându-se în 1940 și mulți joacă destinul în momentul în care fac această, o anumită investigație în Transnistria, în zona Ucrainei de astăzi. Există o investigație personală a Mariei Pantazopol cu privire la familia ei. Și aici lucrurile sunt extrem de interesante pentru că există o istorie în straturi, o descoperire a unor artefacte, a unor elemente care se adaugă, iar fiecare element adăugat nu clarifică situația. Dimpotrivă, îi subliniază complexitatea. Există un dosar al Alexandrinei Pantazopol care este impresionat prin un anumit tip de eteroclit. Și aici spune că există două tipuri de istorii personale la Jumie. Istoria de tip naufragiu, în care adun ceea ce a rămas dintr-o existență atomizată, pulverizată, rămășițele ei, și istoria de tip safe, în sensul în care există o istorie secretă cu elemente care nu pot fi scoase la suprafață, nu numai pentru că denunță niște lucruri intime despre tine, dar și care te pot incrimina, dar și faptul că acolo se ascunde o traumă, ceva extrem de dureros. Într-un fel, tipul ăsta de cele două tipuri de existență se regăsesc, sunt focalizate, sunt concentrate în ceea ce privește pe Alexandrina Pantazopol. Un al treilea tip de investigație al Larisei Bartolomei, al cărui interes este aparent științific, este un biografist, dar care operează cu mijloacele proprii istoricului, dar care are un anumit, asupra ei se exercită un anumit tip de fascin pentru personajul pe care îl studiază, Tatiana Pantazopol, și care conduce la un grad mare de impunitate al cercetării, la o numire cu obiectul, impură cu obiectul de cercetare, și care denotă, practic, o altă miză decât pur miza cercetării și care merge în zona, de fapt, romanescului, acel mister al unei existențe. Și ultimul tip de cercetare îi aparține alte Hegelului din Roman al doilea Jena, care intersectează toate aceste istorii și este, la un moment dat, empatizează, găsește un anumit tip de interes, un tip documentar, este interesul istoricului, dar este și miza romancierului. Romancierul are un anumit tip de privire asupra istoriei, care, evident, sintetizează elementul documentar, dar care tinde să vadă acele zone de umbră, acele zone obscure, acele zone cu imponderabile și ineforme. Un lucru mai spun, ceea ce de asemenea m-a atras la acest roman, este ceea ce mă atrage la generația interbelică, o anumită intensitate, o anumită tensiune, adesea dizolvantă a angajamentului ideatic sau ideologic, pentru că a fost și una și alta, care a condus niște tineri uneori către rezultate absolut uluitoare, intelectual, dar i-a condus și către o derivă practic ideologică înfiorătoare. Lucrurile acestea sunt împreună în unele dintre personaje. Și oricât de mult ai decojit ceapa, în cazul câtorva personaje, nu ajungi niciodată la miezul lor. Și aceasta este partea care întreține o permanentă curiozitate a cititorului până la ultima pagină, în speranța că undeva va afla ceva mai mult. Acel ceva mai mult este lăsat să plutească ca o atmosferă la nivelul întregului roman. Și asta face un roman de investigație, un roman aproape detectivistic și îi dă palpitul și suscită interesul cititorului. Nu un roman static, un roman în care cercetezi, descoperi, intri într-un labirint împreună cu cei care investighează, însă, în opinia mea, nu ești niciodată din el. Mulțumim foarte mult, domnului Angelo Michievici.